în această după-amiază, nu numai prin prezența noastră, dar și prin cântările noastre. Și prima cântare pe care dorim să o aducem înaintea Domnului este cântarea 215. Iisuse, dintre toți te aleg mereu, în orice zi, în orice clipă, căci Tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică. Aleg cărarea Ta, aleg cuvântul Tău, aleg iubirea Ta, îl alegem pe Domnul în fiecare zi, pentru că doar în El suntem binecuvântați. Haideți să cântăm împreună această cântare. Iisuse, dintre toți te aleg mereu, în orice zi, în orice clipă, Tu ești viața sufletului meu.
invit să ne ridicăm și să citim pentru momentele de rugăciune pe care dorim să le avem împreună câteva versete din Psalmul 40. Cartea Psalmilor, capitolul 40. Și aș vrea ca, la fel cum am făcut și azi dimineață, să fim atenți la aceste versete și să ne lăsăm captivați de adevărurile pe care le vom citi și să le folosim în rugăciunile noastre. Dacă desprindem din aceste versete îndemnuri la rugăciune, motivații să ne rugăm și noi, aș vrea să facem lucrul acesta împreună. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine și vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Vestesc îndurarea ta în adunarea cea mare. Iată că nu-mi închid buzele. Tu știi lucrul acesta, Doamne? Nu țin în inima mea îndurarea ta, ci vestesc adevărul tău și mântuirea ta și nu ascund bunătatea și credincioșia ta în adunarea cea mare. Amin. Nici noi în această după-amiază nu vrem să ne închidem buzele, nu vrem să nu spunem cu voce tare îndurarea Domnului și minunile și lucrările pe care Domnul le-a făcut în viața noastră. Psalmistul David spune că mari și multe sunt minunile și lucrările. Dar haideți după amiaza aceasta să ne răscolim sufletul și viața și să găsim măcar o lucrare, măcar o minune pe care Domnul a făcut-o în viața noastră, în familia noastră, în adunarea noastră și pentru acea minune și lucrare să-L lăudăm pe Domnul. Haideți să facem lucrul acesta împreună cu câțiva frați, surori, de unde sunteți în adunare, de la balcon, din sală, de la cort, orchestră, venim înaintea Domnului și îl lăudăm pe El. Doamne, te laud și mă închin înaintea Ta, pentru că Tu ești Dumnezeul care auzi strigătele noastre. Slavă Ție, Doamne! Și îți mulțumesc, Doamne, că m-ai auzit și pe mine, ori de câte ori am strigat pe Tine. Și îți mulțumesc că adeseori, în momente grele, mi-ai dat puterea de a merge mai departe și ai fost acela care m-ai ridicat și mi-ai întărit pașii. Doamne, mă opresc și laud și binecuvântez numele Tău și pentru viitor, Te rog, și pentru mine și pentru toți frații mei, ajută-ne să ne încredem în Tine, să ne bizuim pe Tine și îți mulțumesc că vei rămâne cu noi până la capăt. Amin. Amin, îți mulțumim, Doamne. Tată, eu vreau să-ți mulțumesc pentru că atunci când picioarele, pașii mei erau șubreziți, tremurau, îți mulțumesc pentru că Tu mi-ai întărit. În momente de încercare, în momente de cumpănă, am simțit, am văzut, am știut că Tu ești cu mine și mă ții tare. Îți mulțumesc pentru această încurajare și îți mulțumesc pentru prezența Ta în viața mea și în viața noastră. Fii lăudat pentru asta. Amin. Yes.
să ocupați locurile. Unul dintre versetele Psalmului 40, versetul 16, spune așa, am să-l citesc o dată și apoi îl vom mai citi încă o dată, îl vom mai rosti, îl rostim încă o dată împreună. Iată ce spune acest verset, Psalmul 40 cu 16. Să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută, cei ce iubesc mântuirea ta, să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Haideți să mai spunem încă o dată împreună, să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută, cei ce iubesc mântuirea ta, să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Amin. Invităm corul și orchestra să laude pe Domnul, să-L mărească pe Domnul împreună cu noi printr-o cântare, iar apoi îl invit pe fratele Marius Anciu să aducă salutul pe care îl are pentru noi. Ne bucurăm să-i vedem acasă, așa cum am spus azi dimineață, și pe el și pe Miriam împreună cu copilașii. Domnul să-i binecuvânteze.
Marius aici mai în față sau la microfon, puțin ca să se poată auzi și până sus la balcon. Nu am mai vorbit de mult timp în fața dumneavoastră, la un microfon. Și mi-aduc aminte de când mi-am spus mărturia. Tare emoționat am fost și am decis să fiu puternic și să nu mă mai gândesc la emoții. Eu și cu Miriam am ales să venim acasă, pentru prima dată că reușim să venim acasă de când am plecat împreună, ca familie. Între timp a apărut și Gloria, e fetița noastră, are un an jumate. Elias a fost binecuvântat aici la noi. Și da, ne bucurăm foarte mult, adică e ceva extraordinar de special. Și probabil că nu înțelegeți ce spune, cel mai probabil. Poate unii da. Dar a fost foarte frumos să mă întâlnesc cu frații din nou, să-i îmbrățișez. Să văd că au crescut copiii, da, care erau copii, acum sunt niște, uite aici Luca, sunt niște brațe, e tare puternic așa. Și e o bucurie extraordinară pentru noi. Noi mergem la o biserică baptistă din Leeds. E o biserică independentă, însă nu vă speriați, e independentă pentru că cultul baptist a devenit și a început să o ia pe anumite făgașe pe care n-ar fi trebuit să o ia și atunci bisericile baptiste și sănătoase trebuie să devină independente. Faptul că am găsit biserica respectivă a fost un răspuns la rugăciune și cred că și voi v-ați rugat ca noi să avem o biserică acolo și Dumnezeu a răspuns într-un mod extraordinar, poate individual, o să vă povestesc cum Domnul a lucrat ca noi să găsim biserica respectivă și încă de la primul serviciu am știut că ne-am simțit exact ca acasă, a fost exact aici, doar că ei n-au cor. Voi sunteți atât de binecuvântați încât aveți un cor. Da, și acolo mergem la biserică, am găsit frați extraordinari, unii dintre ei sunt vecini cu noi, avem grup de casă unde mergem, un grup de creștere îl numim și suntem, ne împărtășim motive de rugăciune și ne rugăm unii pentru alții și avem un timp binecuvântat de Domnul între frații respectivi. Am făcut greșeala să mă uit la știri câteva săptămâni la rând în fiecare zi. Și am început să mă îngrijorez. Însă aș vrea să ca și mine și dumneavoastră să ne lăsăm îndemnați de Apostolul Petru, care ne spune să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Și părea uitat versetul ăsta atunci când toate știrile respective începeau să spună și să ne arate cât de rea e situația în jurul nostru. Dar noi avem un Dumnezeu care e mult peste toate situațiile, peste toate lucrurile acestea rele care se întâmplă. Și ca și noi, și voi, și împreună să ne încredem în Dumnezeu care ia asupra Lui toate grijile noastre. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Mulțumim, frate Marius. Domnul să vă dea har în continuare și sper să mai avem ocazia să ne închinăm împreună, nu? Câtă vreme stați în? Până pe 22, Domnul să vă dea har. Ne invităm corul și orchestra acum să laude pe Domnul cu altă cântare, iar apoi fratele Grig va avea o poezie spre slava Domnului.
că dimineața în predica dânsului, fratele Valifăt ne îndemna să mergem pe calea iertării. Să iertăm greșelile fraților noștri, acelor oamenilor care greșesc față de noi. În Matei, capitolul 16, versetul 15, găsim scris: dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Fiți sfinți! Acest imperativ divin îmbiciuiește inima pustie. Când cugetul nu mi-e curat senin și remușcările șuvoaie vin pe matca neagră de vinovăție, greșelile în cazale zângănesc în lanțul vinei ce mă încătușează și aceste legături mă răscolesc, dar văd o cale, Tatăl meu ceresc e Cel ce iartă și eliberează. Sunt fiu și îndrăznesc, dar mă înfior când bat la poarta îndurării sfinte și văd, ah, văd acolo un zăvor, vreau să-l deschid, nu pot, cer ajutor, strigând: ce este acest zăvor, Părinte? Și din cuvânt răspunsul a venit: este zăvorul tău de neiertare. Privește în jur la cei ce ți-au greșit și care așteaptă cu un duh mâhnit să faci, zâmbind, un pas spre împăcare. Mă las de acest mesaj adânc pătruns și înțeleg că nu-i de ajuns ca în poartă să bați cerând și să aștepți răspuns, căci drumul spre îndurare e ascuns a celor care, ne iubind, nu iartă. Eu vreau să-i iert, mă aud din nou strigând, să scap de legătura neiertării, să văd zăvorul la pământ căzând și apoi, cu pacea în inimă și în gând, să pot deschide poarta îndurării. Abia atunci, ca iertător iertat, care a primit și a oferit iubire, mulțumitor că am fost eliberat, eu voi trăi în pace îmbrăcat, sorbind și respirând neprihănire. Amin. Amin. Sora Elena Dumitru vorbește pe Domnul cu poezie. Slăviți să fie Domnul! Și eu am foarte multe motive, dar unul special: să laud pe Dumnezeu că m-a scos din mocirla în care atâția ani a vorbare cu mine și m-a acolo, până într-o zi când a zis destul. Har fără măsură! Sunt fiul ce se întoarce din mlaștini și zăvoaie, din căile pierzării, din șanțuri și gunoaie. Iar tu, slăvit Părinte, îmi ieși plângând înainte și-mi caz la piept în hoho și mă săruți fierbinte. Sunt fiul care într-una ți-am recipit averea și ți-am adus rușinea și chinul, și durerea. Iar tu, cu îmbrățișarea cea caldă a iubirii, îmi dai o haină nouă, mantaua izbăvirii. Sunt tot murdar și lânced, în zdrențe și mizerii. Iar tu îmi pui în deget inelul înfierii și în loc de amar și jale, în loc de praf și zgură, îmi dai comoara scumpă de har fără măsură. Mă întorc desculț acasă, un murdar, un fărăminte, și tu pui să-mi aduc o nouă încălțăminte. În loc de o viață goală, mi-o dai pe a ta de plină. Și în loc de ani risipă, îmi dai tu ani lumină. Sunt fiul din gunoaie, mă întorc gunoi acasă.
iar tu de fericire dai pentru mine o masă cum n-a mai fost vreodată o spăț așa de mare. Și chem la el să vină tot cerul în sărbătoare. Amin. Iubiți frate și surori, vă reamintim că duminica viitoare vom sta la masa Domnului. În fiecare joi seară avem întâlnire de la Casa Domnului de rugăciune și de ascultarea cuvântului. Și vă mai reamintim, ca și motiv de rugăciune, că începând de mâine va începe tabăra de vară a tinerilor la Brădățel. Această tabără este o tabără națională, este cu tineri din întreaga țară și dorim să ne rugăm ca Domnul să lucreze și să se descopere fiecărui tânăr care participă la această tabără. Ne rugăm de asemenea pentru lideri, pentru putere în viața lor și în slujirea lor în această tabără, în viața consilierilor, prin vorbitorii care vor fi acolo și tuturor celor ce slujesc, să-i păzească Domnul și să le dea putere în această săptămână. Împreună cu tinerii noștri, fratele Ruben va participa și va fi acolo împreună cu tinerii noștri toată săptămâna și ne rugăm ca Domnul să îi binecuvânte și pe tinerii noștri și pe fratele Ruben cu înțelepciune, cu o săptămână plină de har și într-adevăr să fie o săptămână benefică pentru sufletele tinerilor noștri. Mă invit acum să lăudăm pe Domnul cu o cântare, în timpul căreia ne închinăm cu darul nostru de bunăvoie. În această cântarea este 412. În această după-amiază avem din nou bucuria să-i salutăm împreună cu noi pe sora Gianina și pe fratele Vali. Domnul să vă binecuvânteze. Ne bucurăm tare mult întotdeauna când sunteți cu noi și este o mare bucurie să slujim împreună și să ascultăm cuvântul Domnului pe care l-a pregătit și va fi vestit prin fratele Vali. Dorim ca Domnul să vă dea har în slujirea pe care o faceți la Betania și locul acela să fie într-adevăr un loc binecuvântat de Domnul, cu har și multe suflete să-L cunoască pe Domnul și cei care sunt acolo să crească în credință, să fie o mărturie frumoasă și în orașul acela. Sunt atât de multe biserici în Timișoara și în ultima vreme s-au mai deschis, așa, parcă tot mai multe. Și nu e o problemă de număr, dar e problemă de calitatea și de ceea ce se întâmplă în aceste biserici. De aceea, Betania este o biserică specială și o păstrăm în rugăciunile noastre și aici, la Hunedoara. Haideți să cântăm spre slava Domnului această cântare și ne închinăm și cu darul nostru. Doamne, a crede vreau Tu să mă înveți și în această după-amiază din nou ne va învăța Domnul din cuvânt să credem, să ne încredem, să ascultăm de El. Cântăm cântarea împreună. Să
Slăvit să fie Domnul! Ne bucurăm să fim din nou împreună la închinare și luăm lucrurile de acolo de unde le-am lăsat duminica trecută, dimineața, și vă chem să deschideți Bibliile dumneavoastră în Geneza 43, începând cu versetul 26. Geneza 43, citim începând cu versetul 26 până la finalul acestui capitol, versetul 34. Suntem în momentul în care fiii lui Iacov, frații lui Iosif, se întorc în Egipt a doua oară și au surpriza să fie invitați la masă de Iosif, pe care ei încă nu-l recunoscuseră. Și cuvântul spune așa: când a ajuns Iosif acasă, i-au dat darul pe care îl aduseseră și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. El i-a întrebat de sănătate și a zis: bătrânul vostru tată de care ați vorbit, este sănătos, mai trăiește? Ei au răspuns: robul tău, tatăl nostru, este sănătos, trăiește încă. Și s-au plecat și s-au aruncat cu fața la pământ. Iosif a ridicat ochii și, aruncând o privire spre fratele său Beniamin, fiul mamei sale, a zis: acesta este fratele vostru cel tânăr despre care mi-ați vorbit? Și a adăugat: Domnul să aibă milă de tine, fiule. Iosif a isprăvit repede, căci se rupea inima pentru fratele său și simțea nevoia să plângă. A intrat de grabă într-o odaie și a plâns acolo. După ce s-a spălat pe față, a ieșit din odaie și, silindu-se să se stăpânească, a zis: aduceți de mâncare. Au adus de mâncare lui Iosif de o parte și fraților lui de o parte. Egiptenilor care mâncau cu el le-au adus de asemenea mâncare de o parte, căci egiptenii nu puteau să mănânce cu evreii, fiindcă lucrul acesta pentru ei este o urăciune. Frații lui Iosif s-au așezat la masă în fața lui, de la întâiul născut, după dreptul lui de întâi născut, și până la cel mai tânăr, așezați după vârstă, și se uitau unii la alții cu mirare. Iosif a pus să le dea din bucatele care erau înaintea lui, iar Beniamin a căpătat de 5 ori mai mult decât ceilalți. Și au băut și s-au veselit împreună cu el. Acesta este cuvântul Domnului. Amin. Doamne, încă o dată stăm înaintea Ta și Te rugăm, dă-ne har. Te rugăm, pătrunde prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău cel Sfânt în inima noastră. Și Te rugăm, transformă inima noastră. Te rugăm, folosește timpul acesta ca să ne pregătești pentru cer și pentru întâlnirea cu Tine. Și cuvântul pe care l-am citit, cuvântul pe care îl vom studia și îl vom auzi, fă-l viu pentru fiecare dintre noi. Și îți mulțumim că vei lucra, pentru că, așa cum am mărturisit de la începutul acestui serviciu, mărturisim încă o dată acum și vom mărturisi până la sfârșitul vieții că Tu ești nădejdea noastră. De Tine ne-am legat speranțele, în Tine este ajutorul nostru, la Tine alergăm și de data aceasta. Ascultă-ne și lucrează și toate să fie numai pentru cinstea și gloria numelui Tău, care este de 3 ori sfânt. Amin. Vă rog să vă așezați. Doar o scurtă recapitulare a ceea ce am învățat duminica trecută la serviciul de dimineață. Am privit atunci pentru început în Geneza capitolul 37 și am văzut că acolo cuvântul cheie este frați. Este cuvântul frați. Dar, din păcate, deși cuvântul frați se repetă atât de des, în Geneza 37, cuvântul frați este asociat cu un verb, cu un verb cu care n-ar trebui să fie asociat niciodată, și anume a urî.
Deși este vorba despre frați, despre o familie, îi avem pe frații lui Iosif pe de o parte și îl avem pe Iosif pe de cealaltă parte și cuvântul ne spune că frații lui Iosif îl urau. Ura aceasta... Așa, mesajul este despre iertare. Ura aceasta... ajunge în punctul culminant, dacă nu vă place ce zic, să-mi faceți semn și schimb. Ura aceasta ajunge în punctul culminant, cunoaștem bine din Geneza 37, momentul în care Iosif, trimis de tatălui, ajunge la ei, acolo pe câmp, în punctul inițial, cred că o să stau mai departe un pic, dumneavoastră nu simțiți, dar vin niște vibrații așa prevestitoare, este, ba, acum e ok. Ajunge în punctul culminant, ura aceasta, în momentul în care ei vor să-l ucidă. Într-un mod cinic se răzgândesc și spun, hai să nu ne încărcăm conștiința, nu îl ucidem, dar îl vindem ca rob, nici nu ne încărcăm conștiința și facem și niște bani. Și în momentul acela ei îl vând pe Iosif ca rob în Egipt și este momentul în care ei pur și simplu, am putea să spunem într-un sens, își bat joc de viața lui, își bat joc de viitorul lui, de orizontul lui și îi fac rău, mult rău. În cele din urmă Iosif ajunge în Egipt și acolo știm foarte bine că ajunge să-și refacă viața. Și ajunge să aibă primul copil pe care îl numește Manase, pentru că, spune el, Dumnezeu m-a făcut să uit ce? Casa tatălui meu și pe frații mei. Și nici nu termină Iosif bine de spus vorba aceasta, că iese să-și inspecteze grânarele și pe cine vede, la coadă, la pâine, la grâu, tocmai pe frații lui care veniseră și ei să cumpere grâu. Și în momentul acesta Iosif este obligat de însuși Dumnezeu să ia o hotărâre cu privire la frații lui. Ce va face cu ei? Ar fi putut să aleagă calea răzbunării, ar fi putut să aleagă calea ignorării, dar îl binecuvântăm pe Domnul pentru exemplul evlavios al lui Iosif, care alege calea iertării. Dar vedeți, procesul acesta al iertării ne este relatat în cartea Geneza, pe parcursul mai multor capitole, începând cu capitolul 42 până la capitolul 46, pentru ca să înțelegem ce înseamnă iertare adevărată. Acesta este motivul pentru care toate aceste capitole, tot acest parcurs sinuos ne este lăsat pe paginile Scripturii. Iosif a dorit ca frații lui să înțeleagă ce înseamnă iertare adevărată și Duhul Sfânt l-a inspirat pe Moise să consemneze în cartea Geneza toate detaliile acestea pentru ca noi să înțelegem ce înseamnă iertare adevărată. Și data trecută am văzut că primul pas al iertării adevărate înseamnă recunoaștere. Atunci când este vorba de iertare, trebuie să existe o recunoaștere a vinovăției. Atunci când este vorba despre iertare, trebuie să ai curajul și este nevoie întotdeauna de curaj să pășești în lumină. Ai nevoie de curajul și este nevoie de curaj să poți să spui am greșit, sunt vinovat. Și acesta este motivul pentru care Iosif îi ține 3 zile pe frații lui în temniță și aruncă în temniță pe nedrept. Ei nu meritau să fie aruncați, aveau ei alte fapte în trecut pentru care meritau să fie aruncați în temniță, dar nu în punctul acela și nu pentru motivele pe care le dă Iosif. Dar Iosif îi aruncă în temniță 3 zile nu ca să se răzbune, ci ca să le trezească conștiința. Și știți că ei se prezintă când ajung în Egipt lui Iosif și spun, robii tăi sunt oameni de treabă. Îmi imaginez zâmbetul lăuntric amar al lui Iosif. Foarte de treabă. Cum să nu fii de treabă?
Când ai vrut să, oamenii care au vrut să te omoare, oamenii care mai apoi te-au vândut pe bani, sunt oameni de treabă. Noi suntem oameni de treabă. După ce ies din temniță, conștiința lor trezită, sensibilizată de acum, îi determină să-și schimbe optica, viziunea, astfel că ei spun, Ruben spune, da, am fost cum? Vinovați. Am fost vinovați față de fratele nostru. Așa începe întotdeauna iertarea. Așa începe iertarea în relația noastră cu Dumnezeu. Momentul în care stăm înaintea Domnului ca tâlharul de pe cruce și spunem, noi ne merităm osânda, noi suntem vinovați. Așa începe repararea relațiilor dintre noi, când cel care a greșit are curajul să spună, da, am greșit, da, sunt vinovat. Dar procesul iertării este un pic mai lung. Și mergem acum la o a doua etapă, o a doua dimensiune a iertării autentice. Pentru că iertarea autentică nu înseamnă doar recunoaștere a vinovăției, ci înseamnă și renunțare. Renunțare la faptele rele. Renunțare la modul greșit, distorsionat de gândire. Renunțare la atitudinea greșită de care ai dat dovadă. Am ajuns să am de-a face de-a lungul timpului cu oameni, poate și dumneavoastră, care nu aveau nicio problemă în a-și recunoaște vinovăția. Aproape că mă enervau, era obositor, ziceam, măi, uite, ai făcut așa și așa și nu-i bine. O, zice, nici nu mai rău de atâta. Zic, mă, vezi că ai greșit acolo. O, nici nu știi tu cât am greșit, mai mult am greșit. Problema era însă că rămâneau mereu blocați și mare pericol să te obișnuiești cu lucrul ăsta. Da, să te recunoști că tu greșești și să persiști în greșeala aceasta. Ajungem însă la a doua etapă a procesului iertării. Pentru că Iosif îi testează mai întâi și îi ajută să-și recunoască vinovăția, dar apoi îi pune înaintea unui test ca să vadă următorul lucru. Dacă frații mei ar fi puși în fața aceleași situații, într-o situație similară, ar proceda așa cum au procedat în urmă cu ani de zile cu mine sau ar acționa diferit? S-a schimbat ceva în inima, în atitudinea, mentalitatea, în comportamentul lor sau nu? Și acesta este motivul pentru care, mergând pe firul narrativ al testului, Iosif se asigură că frații lui se întorc înapoi. Vedeți, Iosif ar fi putut să spună economului lui, dă-le grâu, dă-le pâine, dă-le cornuri, dă-le să aibă de toate ca să nu mai vină aici. Dar Iosif nu le dă suficient, tocmai ca să se asigure că frații lui vor veni înapoi. Că foamea îi va determina să-l caute din nou. Ba mai mult, îl ține la oprială pe unul din frații lor, pe cine îl ține? Pe Simeon, sunteți atenți, e bine. Îl ține pe Simeon acolo. De ce? Ca să se asigure că frații lui se vor întoarce. Și frații lui se întorc, într-adevăr. Din nou cu chiu cu vai, din nou îmboldiți de Iacov. Dar se întorc și vin și cu Beniamin. Iacov cedează în cele din urmă. Și vin și cu Beniamin și vă amintiți tot parcursul care are loc acolo. Sunt puși la masă, sunt tratați foarte bine, se odihnesc, dimineață de vreme, dis de dimineață pleacă, doar că Iosif poruncește economului său, slujitorului său, să ascundă paharul lui în sacul lui, în sacul lui Beniamin. Acum, paharul acesta avea o semnificație specială și în momentul în care Iosif, paharul lui Iosif dispare, nu-i doar ca o gospodină supărată că i-a dispărut paharul de porțelan din casă, ci era un pahar cu semnificație specială. Și știți că sunt opriți de trimișii lui Iosif, scotociți sacii fiecăruia
Și paharul se găsește, șoc și groază, tocmai în sacul lui Beniamin. Și în momentul acela Iosif ia o hotărâre, Geneza, capitolul 44, versetul 17. Iosif a zis, să mă ferească Dumnezeu să facă așa ceva, omul la care s-a găsit paharul va fi robul meu. Dar voi suiți-vă în pace la tatăl vostru. Și din nou ne întrebăm, de ce toate aceste complicații? De ce din nou parcursul acesta oarecum palpitant, dar un pic greu de înțeles, de ce face Iosif tot show-ul acesta, am fi tentat să întrebăm? Tocmai ca să îi pună în fața unui test. Vedeți de ce îl urau ei pe Iosif? Ne întoarcem în Geneza 37. Pentru că știți că Iacov avusese două soții, Lea și Rahela. Fiii Rahelei, pe care Iacov a iubit-o întotdeauna mai mult, erau Iosif și Beniamin. Și Iacov a arătat favoritism, l-a favorizat pe Iosif și asta a determinat pe ceilalți să-l urască. Acum, Iosif aranjează lucrurile în așa fel încât le oferă prilejul să scape și de Beniamin. Și vedeți, tocmai aici ai testul. Ce vor face ei în momentul în care Iosif spune, îl opresc, îl fac robul meu? Dacă ar fi avut aceeași gândire, aceeași atitudine și aceleași fapte pe care le-au avut atunci când l-au vândut pe Iosif, ar fi trebuit să spună, slăvit să fie Domnul, mărit să fie Domnul. Uite că nici n-am făcut noi nimica și scăpăm și de asta. Mă, vă dați seama? Data trecută a fost complicat, a trebuit să mergem, să-l mințim pe tata, să luăm haina muiată în sânge, să... De data asta nici nu ne încărcăm conștiința. Păi suntem noi vinovați. Dar ce? Noi am pus paharul acolo. În sfârșit, scăpăm de amândoi. Pentru că Iacov se pare că încă arăta genul acesta de favoritism. Adică pe ei îi trimite fără probleme în Egipt, dar spune dacă Beniamin, adică dacă voi pățiți toți ceva pe drum, e treaba voastră, dar Beniamin să nu pățească ceva. Și aș fi putut să gândească, dacă aveau același gen de gândire, în sfârșit e vremea să scăpăm și de asta. Și tocmai aici este testul și tocmai de acesta parcursul acesta atât de încălcit și de încurcat. Ce vor face ei în punctul acesta? S-a schimbat ceva în inima lor? Puși în fața aceleași situații, vor repeta aceeași greșeală? Da, au recunoscut că sunt vinovați, dar sunt gata să renunțe la modul vechi de a pune problema? Și mai este ceva aici. Un amănunt foarte interesant pe care mulți ani de zile nu l-am înțeles. Priviți cu mine în Geneza 43, în textul pe care l-am citit. Spune cuvântul că în versetul 33, frații lui Iosif s-au așezat la masă în fața lui. Și observați ce zice textul, de la întâiul născut, după dreptul lui de întâi născut și până la cel mai tânăr, așezați după vârstă. Vedeți că era o disciplină în societatea de atunci. Nu te aruncai la masă, eu vreau să stau acolo. Mi-amintesc când eram noi mici, am fost patru frați, aveam o dace veche și tot timpul erau lupte, mai să răsturnăm mașina, care să stea la margine. Care să stea la margine, nimeni nu voia locurile din mijloc. Și în cele din urmă, mâna lui tata se întorcea și tranșa situația. Dar aici nu era așa. Fiecare se așeza. Cine era cel întâi născut cu dreptul lui de întâi născut? Ruben. Și cine era cel mai tânăr în viziunea lor cu cele mai puține drepturi? Beniamin.
Acum încă un amănunt. S-a pus mâncarea pe masă și nu uitați că oamenii aceștia sunt oameni hămesiți, sunt oameni înfometați. Ei vin din Canaan pentru că acolo e secetă, nu-i ploaie și nu au ce să mănânce. Și mare har și privilegiu să te pună șeful Egiptului la masă cu el. Doar că nu iei tu din castron și din platou cât vrei și cum vrei, ci ești servit. Și aici vine amănuntul. Iosif a pus să le dea din bucatele care erau înaintea lui. Și acum partea care îmi place mie enorm de mult. Iar Beniamin a căpătat... Eu tot timpul m-am gândit la stomacul lui Beniamin, ce s-o fi întâmplat cu el după călătoria asta, după masa asta. De 5 ori mai mult. De ce face Iosif gestul acesta care ne este relatat aici? Imaginați-vă că e vorba de nu știu ce mâncare vă place, de sarmale. Vin de la turci, nu de la egipteni, dar să zicem. Și vine servitorul cu platoul și vine la întâiul născut, care era Ruben, și nu știu, frați, sarmale de mărime medie, cât îi potrivit și decent să mânci un bărbat? 5? Câte le dați surori când le puneți? Sau nu-s numărate? Fără număr, ca la munțile lumești cu nașul mare, fără număr, fără număr. Să zicem că 5 și vine la Ruben și îi pune 5. În viziunea lor, Ruben ar fi trebuit să capete cel mai mult, ei așa s-au așezat la masă după dreptul lui de întâi născut. Ruben capătă 5, capătă Iuda, Levi, Simeon, ceilalți, capătă câte 5 și se ajunge la ultimul, la mezin, la cel care în viziunea lui avea cele mai puține drepturi. Acolo, imaginați-vă, 1, 2, de 5 ori mai mult ar însemna vreo 25 de sarmale. Eram mici, tăicuța, bunicul meu, a stat pe pat paralizat 15 ani. Și noi eram prăpădiți, verii mei, aș spune, erau chiar mai prăpădiți decât mine, decât noi, și tăicuța și măicuța au prins vremurile alea după al doilea război mondial, când era foamete mare și erau foarte economi. Și noi n-am prins vremurile alea și nu eram foarte economi. Și într-o zi, unul din verii mei, ca să-i fac așa la tăicuță un pic în ciudă, a luat cana de ceai și tăicuța era paralizat, nu se putea ridica de pe pat, a început să-și pună zahăr în ceai. Și vărul meu îl observa cu coada ochiului cum număra tăicuța, fără să zică cu voce tare cu gura. 1, 2, 3. Și el își tot mișca buzele. Și a început să-i placă jocul și a pus 7 lingurițe. Și la 7-a tăicuță a izbucnit. 7 lingurițe! Acum imaginați-vă la masa aceasta, că stau toți și numără. Noi am primit câte 5, nu știu, sarmale, chifteluțe. Puneți ce vă place dumneavoastră acolo. Ideea e că la Beniamin merge numărătoarea până la 25. De ce face Iosif lucrul acesta și de ce e consemnat aici? Păi vedeți care era problema lor. Faptul că Iacov îl favoriza, îl favorizase pe Iosif, acum îl favoriza pe Beniamin. Dacă în inima lor încă ar fi fost ură față de Beniamin, Iosif se asigură că face tot ce îi stă în putință ca să trezească ura aceasta. Și imaginați-vă cum am fi putut ei să gândească, păi, numai ce am plecat de acasă și ați văzut că tata l-a strâns mai tare pe Beniamin. Ați văzut că după el a început să lăcrimeze, ați văzut că încă îl favorizează. Bă, și venim aici în Egipt, ei nu știau că au de-a face cu Iosif. La un om străin, la o casă străină. Bă, și culmea tot pe el îl favorizează. Dar ce-i mă cu tânărul ăsta? De ce tuturor le place de el? Și vedeți, după episodul acesta, în care Iosif îl favorizează pe Beniamin, în același mod în care Iacov
îl favorizase pe Iosif și pe Beniamin acasă. A fi fost momentul perfect pentru ei să zică, aici să rămână, ține-l, ține-l. Și vedeți, Iosif vine cu propunerea în capitolul 44, cel omul, versetul 17, la care s-a găsit paharul, va fi robul meu. În urmă cu ani de zile, ce au făcut ei cu Iosif? L-au vândut ca rob în țara Egiptului. Și acum sunt puși în fața unei situații similare. Să lase pe Beniamin rob în țara Egiptului. Mai ales că din nou fusese favorizat în fața tuturor. De 5 ori mai mult. Și aici vine partea frumoasă. Pentru că în Geneza 44, începând cu versetul 18, Iuda începe să vorbească. Atunci Iuda s-a apropiat de Iosif și a zis, și observați primul lucru ciudat aici. Ei se așează la masă după dreptul lor de întâi născut. Cine ar fi trebuit să vorbească după dreptul de întâi născut? Ruben. Dar nu vorbește Ruben, vorbește Iuda. Și nu avem timp să privim în amănunt la tot discursul lui, la toată pledoaria lui, dar așa cum în capitolul 37, cuvântul cheie este frați, aici, în capitolul 44, în discursul lui Iuda, cuvântul cheie este tată. Și observați ce spune el în versetul 30. Acum, dacă mă voi întoarce la robul tău, tatăl meu, adică la Iacov, spune Iuda, fără să avem cu noi băiatul de sufletul căruia este nedezlipit sufletul lui, el are să moară când va vedea că băiatul nu este. Și robii tăi vor pogori cu durere în locuința morților bățânețele robului tău, tatăl nostru. Căci robul tău s-a pus chejzaș pentru copil și a zis tatălui meu, dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de tatăl meu și așa mai departe. Primul lucru pe care îl observăm, prima schimbare de atitudine la Iuda este sensibilitatea de care dă dovadă acum. Vă amintiți cinismul lui în urmă cu ani de zile? Hai mă să nu ne încărcăm conștiința, să rămânem criminal toată viața. Hai să-l vindem și facem și un pan cinstit și o să zicem că l-a mâncat o fiară sălbatică. Și imaginați-vă scena în care moaie ei acea manta în sânge și o duc la Iacov, care de acum este în vârstă și nu mai vede prea bine. Și Iacov se frânge de durere și plânge și strigă în agonie și ei chicotesc și maică bufnesc în râs pe acolo pe lângă cort. Asta înseamnă să fii insensibil, asta înseamnă să fii cinic. Dar iată acum, cu inima și o atitudine schimbată, ah, spune Iuda, să nu văd durerea tatălui meu. Dintr-o dată, omul acesta și frații lui încep să se gândească la ceea ce nu se gândiseră până atunci, la sentimentele celorlalți. Încep să aibă o preocupare pe care nu a avuseseră în trecut, și anume să nu-i rănească și să nu-i jignească pe ceilalți. Și frați și surori, ca o aplicație aici, mă rog Domnului să ne dea putere să mergem pe aceeași cale. De multe ori spunem vorbe așa de ușor, vorbim așa de ușor cu ceilalți, uitând ceea ce ne spune Cartea Proverbelor, că vorbele pot să rănească de cum rănește o sabie. De multe ori procedăm și dăm dovadă de atitudini care îi rănesc pe ceilalți și le aduce durere și suntem nepăsători. Aceasta este prima mare transformare în inima lui Iuda. De acum încolo, el este preocupat de tatălui, de cum va reacționa, de ce se va întâmpla.
Dar partea frumoasă este că Iuda este preocupat și de fratele lui. Observați care e dezlegarea, soluția lui în versetul 33. Îngăduie, dar te rog, robului tău să rămână în locul băiatului ca rob al domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Nu doar că este sensibil la ceea ce se va întâmpla cu Iacov, la inima lui Iacov, dar soluția lui de acum, soluția lui Iuda, este jertfa. În urmă cu ani de zile a zis, hai să-l vindem și să facem bani, un spirit mercantil, un om interesat doar de a scăpa de cel care incomodează și interesat de profit. Sunt ei gata să renunțe la faptele lor? S-a schimbat ceva în inima lor? Iuda, ca reprezentant al grupului, ne spune da. De acum încolo, ei sunt dispuși să meargă pe calea jertfei. Nu doar că nu îl va lăsa pe Beniamin, spălându-se pe mâini, să rămână acolo, ci Iuda spune, lasă-l doar pe el, te rog, și rămân eu în locul lui. Și vedeți, aici avem și o lecție și o altă aplicație despre conducere. Conducerea adevărată ne învață Iuda aici, ne învață și Domnul nostru, este conducerea prin jertfă. Tocmai de aceea Iuda este cel care preia rolul de conducător, nu Ruben. Vă amintiți? Știți, înainte să vină ei a doua oară în Egipt, încearcă să-l convingă pe Iacov, să-i lase să plece și să-l lase și pe Beniamin. Și Ruben vine el cu pledoaria lui în Geneza capitolul 42, Geneza capitolul 42, versetul 37. Iată cum încearcă Ruben să-l convingă pe Iacov. Ruben a zis tatălui său să-mi omori pe amândoi fiii mei dacă nu-ți voi aduce înapoi pe Beniamin. Observați ce atitudini diferite. Unul zice să-mi omori pe fiii mei. Păi cu ce l-ar fi ajutat pe Iacov lucrul ăsta? Să-și piardă și fiul și nepoții? Pe când celălalt spune, lasă-mă te rog să rămân eu în locul lui. Frați și surori, iertarea adevărată înseamnă recunoașterea vinovăției. Dar iertarea adevărată înseamnă și renunțarea la faptele rele, la cele fapte care, pentru care a trebuit să-ți ceri iertare, la cele fapte, la cele atitudini, la acel mod de gândire care te-a determinat să faci lucrurile respective. Acesta este genul de iertare și modelul de iertare pe care ni-l pun Scripturile înainte. Și mă rog Domnului ca El să se imprime adânc în inima noastră. Atunci când Dumnezeu ne iartă, El ne cheamă să ne recunoaștem vinovăția, dar mai mult decât atât, El ne împuternicește și ne dă putere și să trăim o viață noită. Și tocmai asta se întâmplă cu fiul lui Iacov aici. Observați că, în primul rând, ei nu mai fac ceea ce au făcut și ar fi făcut în urmă cu ani de zile, deși sunt puși într-un context similar, într-un context favorabil, ca să păcătuiască și să greșească din nou. Iuda se ridică și spune, nu, noi nu mai mergem pe calea asta. Noi nu mai facem așa, noi nu mai procedăm așa, dar observați că mai este ceva aici, nu doar că nu mai procedează așa, nu doar că nu mai manifestă ură față de Beniamin, dar mai mult decât atât, sunt gata să se jertfească și Iuda e gata să se jertfească pentru el. Și știți, este ceva foarte important, deosebit de important aici, legat de relațiile dintre noi. Noi câteodată ne rugăm Domnului și dreptui că e potrivită câteodată poate și rugăciunea asta să ne ajute în biserică să ne suportăm unii pe alții. Warren Wiersbe spunea, iertați-mă dacă venea de la mine, nu o spuneam, dar a spus-o el și a fost un mare om al lui Dumnezeu, a trecut în veșnicie în urmă cu mai mulți ani acum,
Dar Warren Wiersbe compara biserica cu arca lui Noe și poate ați auzit vorba asta. El zicea de arca lui Noe că dacă nu ar fi judecata lui Dumnezeu de afară, știți vorba, nu? N-ai rezista mirosului dinăuntru, din arcă, unde erau toate cele. De multe ori, așa e și cu biserica, dacă n-ar fi judecata lui Dumnezeu de afară, aproape că n-ai rezista câteodată aici. Nu mă refer aici, mă refer la biserică, în general. E greu câteodată, e greu. Dar eu mă rog Domnului nu doar să ne putem suporta unii pe alții. Ăsta e un nivel lumesc al lucrurilor. Dar mă rog Domnului să ajungem la nivelul pe care îl prezinte Iuda aici, să ne jertfim unii pentru alții. Să ducem lucrurile la nivelul la care Hristos ne cheamă. Și știți, este ceva aici, Domnul Iisus Hristos, de exemplu, cu omul, spune el, care a fost stăpânit de un duh necurat și acum este eliberat și duhul pleacă. Și știți ce se întâmplă? După câteva vreme, zice Domnul Iisus, duhul vine și se uită pe geam câte un pic și vede casa curățită, măturată, spune Domnul, împodobită, toate lucrurile la locul lor și ce face? Mai cheamă încă 7 duhuri și starea omului ajunge chiar mai rea. Ceea ce Domnul nostru vrea să ne spună prin exemplul acesta este că nu putem să rămânem la răscruce. Vrea să ne spună că nu-i suficient să scoatem atitudinile rele și greșite din viața noastră, ci trebuie să umplem viața noastră cu tot ceea ce este bun și aplicând principiul acesta la relațiile dintre noi. Nu trebuie doar să ne gândim, să ne ferim unii de alții atunci când e greu, atunci când e vorba de lucruri dificile, ci trebuie să-i cerem Domnului puterea jertfei. Și să spun și să stau înaintea Domnului, Doamne, eu vreau nu doar să îi înghit pe frații și pe surorile mele, dar dăm puterea să caut binele lor, să urmăresc binele lor. Să doresc chiar să fiu dispus să mă jertfesc pentru ei. Să nu mai mă pun, că știți, asta e problema de multe ori. Ne punem pe noi, ce se întâmplă cu noi, dacă vom fi respinși, dacă vom fi disprețuiți, dacă va spune una sau alta despre noi, dacă va avea atitudinea nepotrivită. Dar toate gândurile acestea dispar atunci când în mintea noastră este mentalitatea jertfei și a dăruirii. Fiul omului, spune versetul cheie al Evangheliei după Marcu, Marcu 10:45, n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Și asta ne învață Iuda aici. Să căutăm binele fraților noștri. Să fim dispuși și să pornim cu mentalitatea aceasta a jertfei. Iertarea adevărată înseamnă recunoașterea vinovăției. Iertarea adevărată înseamnă renunțarea la căile greșite și la ceea ce a fost greșit înainte. Și doar pomenesc ultimele două dimensiuni, pentru că timpul a cam trecut. Dar următoarea dimensiune a iertării adevărate și într-un fel este testul iertării adevărate, este reluarea părtășiei. Știți, Iosif ar fi putut să spună, după momentele acestea, după ce a văzut că da, inima lor este schimbată, că și-au recunoscut vinovăția, că au renunțat și acum sunt dispuși să meargă și vor să meargă pe altă cale, ar fi putut să răsufle ușurat și să zică, mă, greu ne-a fost, uite de ce ați trecut prin toate acestea, pentru că am vrut să ne împăcăm, am vrut să vă iert, dar am vrut să vă iert așa cum trebuie. No, acum luați-vă măgarii, dă-le grâu, dă-le cornuri, dă-le pâine, dă-le plăcinte, dă-le de toate, să le ajungă până la capătul foametei, încât să fim siguri că nu mai ajung pe aici. Știți cum ne salutăm noi câteodată? Domnul să vă binecuvânteze pe voi aici și pe noi acolo. Așa ar fi putut să spună și Iosif.
Domnul să vă binecuvânteze pe voi acolo în Canaan și pe mine aici, am dus procesul, de aici se încheie tot. Dar Iosif nu face lucrul acesta. Iosif, primul lucru pe care îl spune este, mergeți și spuneți lui Iacov, luați-vă mâncare câtă vă trebuie pentru drumul ăsta și drumul de întoarcere și veniți aici ca să vă hrănesc. Veniți aici ca să fim împreună. Și este ceva uimitor, uluitor aproape, aș zice, să ai puterea să faci lucrul acesta. Cu cei care au vrut să te omoare și care te-au vândut ca rob, să zici, veniți să trăim din nou împreună. Dar, frați și surori, exact asta este ceea ce a făcut și face și Dumnezeu cu noi. Nu eram vrăjmașii Lui, nu eram împotriva Lui. Și pe când eram vrăjmași, Dumnezeu și-a dat Fiul. Fratele Adi anunța că duminica viitoare și dumneavoastră, la fel ca noi și cele mai multe biserici baptiste, veți sta la masa Domnului. Și vom mărturisi încă o dată și vom înțelege încă o dată că în harul Lui, Dumnezeu nu doar că ne iartă, dar ne vrea aproape de El, vrea să stea la masă cu noi. Mefiboset era nepotul lui Saul. Saul era omul care voise să-l omoare pe David. Și David nu doar că-l iartă, nu doar că-i dă moștenirea, dar spune, de acum încolo Mefiboset va mânca la masă cu mine. Și exact asta face și Iosif aici. Și mă rog Domnului să ne dea putere să reluăm părtășia, acolo unde este nevoie de reluat părtășia, dar este ceva foarte important aici. Reluarea părtășiei este ultimul pas al procesului iertării. Lucrul acesta n-a plăcut în mod neapărat când l-am spus la Betania și poate că nu vă sună bine unora. Știți, noi de multe ori nu mai avem timp și energie și dorința de a confrunta păcatul. Noi de multe ori am vrea să grăbim procesul pocăinței. Noi de multe ori am vrea să sărim peste etapa testării. Exemplul lui Iosif, atitudinea lui Iosif și învățătura întregii Scripturi ne învață că nu așa se pune problema. Noi de multe ori am vrea doar să ne luăm după cap unul cu celălalt și să ne facem că nimic nu s-a întâmplat, dar dacă nu există o pocăință și o transformare autentică în inima celui care a greșit, reluarea părtășiei nu este decât o spoială. Tocmai de aceea și situația asta e enorm de tristă, frați și surori, dar e adevărată și apare câteodată. Apostolul Pavel, în mai multe situații, explică bisericilor de pildă că vor apărea situații în care părtășia cu anumiți oameni trebuie întreruptă. Și îl spune în cuvinte foarte aspre, să nu mai aveți nimic de a face cu ei. E trist? O, e enorm de trist. Dar a relua părtășia fără o pocăință autentică, fără o recunoaștere autentică, fără o transformare autentică, înseamnă a merge pe o cale care nu-i trasată de Dumnezeu. Dar în momentul în care Iosif vede atitudinea lor schimbată, deci da, ei nu sunt desăvârșiți încă în punctul acesta, dar sunt pe calea spre transformare. Doar în momentul acela Iosif rea părtășia. Și mai este un lucru pe care l-aș puncta. Cum de găsește totuși Iosif puterea? Nu știu dacă v-ați pus întrebarea aceasta. Totuși, este nevoie de putere să ierți pe cei care ți-au făcut atât de mult rău. Nu știu care chipul se perindă prin fața dumneavoastră în clipele acestea când e vorba despre a ierta pe oameni care ți-au făcut rău. Poate la unii aglomerație mare, la mine câteodată se calcă în picioare unii pe alții, trebuie să le zic să stea la rând. Toată galeria aceasta de oameni, de frați câteodată, care ne-au făcut rău. Eu mi-amintesc din
viața mea, Gianina cunoaște mai bine, cu fratele Ari am povestit la un moment dat. Îmi amintesc de vremuri dificile din perioada de slujire și în mod deosebit eram la începutul lucrării de slujire. Și știți, zic cu entuziasmul acela de început, eram proaspăt căsătorit, intrasem în lucrare, voiam să facem, să dregem. Și a apărut cineva care vedea altcumva lucrurile. Și nu știu exact ce cuvânt să folosesc, doar atâta aș putea să spun că ne-a fost greu. Ne-a fost foarte greu. A fost o persoană care ne-a făcut rău, aș îndrăzni să spun. A stat și m-am gândit câteodată la ceea ce s-a întâmplat și am zis, Doamne, greu de iertat. Mie mi-e imposibil. Omul ăsta mi-a mâncat tinerețile și am stat și m-am gândit, Doamne, ăia ar fi trebuit să fie anii cei mai frumoși de slujire. Ar fi trebuit să fie perioada cu cea mai multă râvnă, cel mai mult entuziasm și a fost, dar mereu era estompată, ca un nor care, când ți-i lumea mai dragă, apare acolo și începe să tune și să fulgere. Și am stat și m-am gândit, și poate că Iosif a stat și s-a gândit, Doamne, e cam greu să iert pe oamenii ăștia. Știți, în Geneza 50, după ce Iacov moare, fiii lui Iacov, frații lui Iosif, se gândesc, măi, ăsta acum, după ce a murit Iacov, nu o să mai aibă teamă și să vezi că se răzbună acum pe noi. Și găsesc, vine cu o găselniță, vine cu o minciunică acolo, pentru că, așa cum v-am zis, nu erau desăvârșiți și încep așa să se smiorcăiască și zic, vin la Iosif și zic, știi că tatăl nostru Iacov a zis să ne ierți, iartă vina, nelegiuirea fraților tăi înainte. Iacov nu spusese lucrul acesta. Și Iosif se uită la ei zâmbind și le spune ceva care trebuie să rămână în mintea noastră. Zice, stați liniștiți. Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți? Adică, mă, dragilor, vă iubesc, v-am iertat, dar voi v-ați gândit să-mi faceți rău, realitatea crudă rămâne. Și când auzim cuvintele acestea, așa cum spuneam, în mintea noastră la fiecare vine o galerie de personaje. Dar Iosif continuă într-un mod atât de minunat. Dar Dumnezeu. Dar Dumnezeu. Frați și surori, aceasta este glorioasa realitate care schimbă totul în viața noastră. Voi ați vrut să-mi faceți rău, voi sunteți vinovați. Dar Dumnezeu a intervenit acolo și a schimbat răul în bine. Binecuvântat să fie numele Lui. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Acesta este Dumnezeul nostru minunat, care pastilele acestea amare, atât de greu de înghițit, le ia și le face, deși sunt amare, le face să lucreze în organismul nostru spiritual, un bine veșnic, un bine etern. Doar Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, dar El o face. În ceea ce mă privește pe mine, am înțeles după toți anii aceștia că aveam nevoie de maturizare și că deși a fost atât de greu și atât de dificil în perioada aceasta, Dumnezeu a făcut în viața mea, smerindu-mă și determinându-mă să mă smeresc, să tac în felul acesta, a făcut în viața mea lucruri pe care n-ar fi putut să le facă altcumva. Se spune că la un moment dat niște păstori povesteau, era un grup de păstori și povesteau despre un coleg, mai se întâmplă și între păstori lucrul ăsta, un coleg mai tânăr, și era e o poezie de Macedonski, cred că, e tânăr, e trăznet, e farmec, e zeu. Cam așa era păstorul ăsta în devenire. Domnule, avea un mesaj, avea o coerență, avea o cultură,
avea, toate lucrurile le avea la el, o prestanță când se ridica să vorbească. Și toți păstorii lăudau și spuneau, băi, ce om, ce om, ce păstor, ce speranță, ce soare, ce stea a răsărit în bisericile noastre. Doar unul dintre păstorii mai bătrâni era mai rezervat și a zis, fraților, sunt de acord cu voi. Sunt de acord cu voi. Zice, un singur lucru îi lipsește acestui tânăr păstor. Încă nu a fost smerit. Încă nu a fost smerit. Zice, se vede din atitudinea lui lucrul ăsta. Eu am avut nevoie de perioada aceasta dificilă ca să fiu smerit. Chiar și în relațiile astea dificile, ai încredere că Dumnezeu face ceva bun și în momentul în care vei înțelege cum a înțeles Iosif că anii ăștia n-au fost pierduți, ci că Dumnezeu l-a trimis în Egipt ca să salveze viața fraților săi. Și frații săi formau familia legământului și a promisiunii prin care Dumnezeu urma să mântuiască lumea. Și Iosif înțelege că Dumnezeu l-a trimis acolo pe el înainte ca să pregătească hrană nu pentru egipteni și profitul lor, ci ca să salveze familia legământului prin care Dumnezeu urma să-și ducă planurile la îndeplinire. În momentul în care Iosif vede planul mai larg al lui Dumnezeu, găsește puterea de a ierta și mă rog să o găsim și noi. Frați și surori, îmi place așa de mult de Iosif. El plânge de mai multe ori aici, dar niciodată, veți observa, nu plânge în fața egiptenilor. El nu plânge decât în fața fraților săi. Când se descoperă fraților săi, îi scoate pe toți egiptenii afară. El nu-și deschide inima decât în fața fraților săi. Și închei cu adevărul acesta. Da, Iosif și-a iertat frații și ei aveau nevoie de iertarea lui. Dar știți că pe cât de multă nevoie aveau ei de iertarea lui Iosif, și Iosif avea nevoie de ei. Sunt unii care spun, băi, e așa de greu, relații atât de dificile cu biserica și în biserică, mai bine renunț, mai bine mă retrag. Asta nu este niciodată calea de urmat. Înainte să moară, știți că Iosif dă o poruncă și el spune așa, când vă va cerceta Domnul și veți pleca din locul acesta să luați și oasele mele. Extraordinar! Iosif, care are parte de toată gloria Egiptului, care este înălțat atât de sus în vegătoriile de acolo, inima lui nu bate pentru Egipt, ci spune, nu, Domnul va face o lucrare cu voi. Și nu mă lăsați aici. Nu vreau ca oasele mele, ca trupul meu, să rămână în piramidele egiptenilor. Nu, eu vreau cu voi. Frați și surori, e dificil câteodată în biserică, dar este poporul promisiunii. Este poporul legământului, este poporul Domnului. Acolo, spune unul dintre psalmi, cântările treptelor, acolo dă Domnul binecuvântarea, acolo dă Domnul har, acolo dă Domnul mântuire. Așa că nu renunța niciodată la biserică și la frații tăi. Ei au nevoie de tine și tu ai nevoie de ei. Domnul să întărească relațiile dintre noi. Așa cum El ne-a iertat, să ne dea și nouă puterea de ierta. Nu-i ușor, e o luptă, e un proces, poate fi lung, dar Domnul să ne dea puterea și dincolo de toate imperfecțiunile noastre, să ne ajute să ajungem împreună în glorie, acolo unde relațiile vor fi perfecte, acolo unde nu ne vom mai enerva unii pe alții, acolo unde va fi fericire și bucurie veșnică în prezența Domnului și în prezența tuturor.
tuturor fraților și a surorilor. Binecuvântat să fie numele Domnului.